Credincioșii parohiei Pogorârea Sfântului Duh din orașul Negrești, județul Vaslui, au primit astăzi binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Ierarhul vizitează comunitatea în fiecare an în cadrul programului intitulat Burse pentru copiii săraci din Moldova, desfășurat de Mitropolia Germaniei în parteneriat cu Episcopia Hușilor din anul 2013. Părintele Mitropolit Serafim a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară al Bisericii Parohiale. Credincioșii s-au putut închina cu acest prilej la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului adusă de la Mănăstirea Florești. La finalul slujbei, Părintele Consilier Eparhial Marian Dumitru Rugină a transmis mesajul de mulțumire al preasfințitului Părinte Episcop Ignatie. Românii și preoții stabiliți în Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord oferă ajutoare și burse pentru copiii aflați în risc de abandon școlar din zona Negreștiului, dar și din localitățile vasluiene Dumești, Băcești, Cosmești, Draxeni și Rebricea.